Pe 26 aprilie se împlinesc 31 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară din Cernobâl, care a provocat numeroase victime și contaminarea zonei respective. Chiar și astăzi, această regiune din Ucraina reprezintă un pericol. Cu acest prilej la Drochea au avut loc depuneri de flori și o slujbă divină. Reprezentanții autorităților publice locale, veterani și reprezentanții ai societății civile au comemorat istoria celor care au avut de suferit în urma acestei catastrofe nucleare. În toate țara și în țările sovietice se petrece așa un eveniment ca ziua avării de la Cernobâl. Și noi astăzi în raionul Drochea am hotărât, suntem toți participanți din raionul Drochea, ne-am adunat, am organizat un marș de punere de flori la monumentul dedicat persoanelor care au decedat, persoanelor care sunt în viață. Cu 31 de ani în urmă, la ora 1:23 noaptea, a explodat cel de-al patrulea reactor al centralei atomoelectrice din Cernobâl. Chiar dacă au trecut mulți ani de atunci, participanții își aduc aminte și astăzi de acel moment. Așa zi, cum? Neagră, nu se uită niciodată, fiindcă noi când ne-am dus acolo era oraș pustiu. Cel mai strașnic a fost atunci când am prins, așa zis, curățitul orașului Pripeți. Trăgeam mașinile sub clădiri și din apartamente aruncau tot. Toată mobilă, tot rămâneau pereții curați, ca să facă dezactivații și nu locuia nimeni. Dar lucruri erau și lucruri scumpe și oamenii au ieșit cu mâinile în buzunar. Am fost 120 de băieți parte, 4 autobuzuri și am schimbat pe alții care stăteau acolo de mai multe vreme. Cum? Nu a fost ușor, a fost tare greu și din partea lucrului era tare greu și din partea mâncării era tare greu. Drochienii afirmă că această zi nu trebuie uitată niciodată, ci merită să fie păstrată în memorie, deoarece este o adevărată lecție de istorie. Pentru memoria celor care au decedat după consecințele avariei și în cinste celor care au rămas, le dorim sănătate. Datorită lor au fost micșorate consecințele acestei avarii. Da, pentru a comemora e foarte mare important. E mare, noi suntem obligați să-i comemorăm. Tare important că în legătură cu așa e, că ei, cum a fost și au salvat viața noastră, să nu știm în pericol. Trebuie să știm de cazul ăsta care a fost întâmplat. De către elevii instituțiilor de învățământ din oraș, în cadrul evenimentului, au fost interpretate cântece și recitate poezii dedicate acestei zile. Sufletul tău stă de veche, Iisus, nimic nu prea greu și nici cerul prea sus. Și atunci cerul dea unde, aleluia, aleluia, aleluia. Peste 350.000 de oameni au fost evacuați din zonă, iar peste 5 milioane de oameni au fost iradiați. Din 1986 până în prezent, între 4.000 și 200.000 de persoane au murit în Ucraina din cauza cancerului cauzat de radiații. 3.550 de moldoveni au participat la lichidarea urmărilor avariei. În viață mai sunt doar 2.311, dintre care aproximativ 2.170 au grad de invaliditate. Din raionul Drochea, în urma accidentului, au avut de suferit 76 persoane, dintre care 18 au decedat.